Transbuz a demarat de astăzi activitatea de eliberare a abonamentelor pentru persoanele care pot circula gratuit pe autobuze. Conducerea primăriei intenționa să retragă aceste facilități ori să le limiteze, însă după mai multe discuții s-a ajuns la concluzia că acestea să fie menținute pentru anumite categorii, precum pensionarii cu venituri maxime de 2.500 de lei, elevi, dar și veterani de război sau persoane fără venit. De astăzi, societatea a început distribuirea de abonamente în 3 puncte din municipiu. Le distribuim prin punctele noastre, la capăt de linie Micro 14, la gara Tohăneni, un alt punct de distribuire, și la sediu Transbuz. La elevii, distribuirea abonamentelor se va face prin instituțiile la care elevii sunt înscriși. E vorba de elevii, menționez aici, cei cu reședința în municipiul Buzău, deci pentru elevii din municipiul Buzău. Ele sunt diferențiate, abonamentele, pentru pensionari, de exemplu, sunt de culoare roșie, pentru elevi de culoare verde, portocaliu și albastru, pentru celelalte categorii de persoane. Cei mai nerăbdători să-și ridice abonamentele s-au dovedit pensionarii. Aceștia au făcut cozi lungi, în special la punctul amenajat la capătul liniei 7. Oamenii s-au declarat nemulțumiți de numărul mic de centre de unde își pot ridica abonamentele. Păi de vreo oră și ceva stau aici, e ceva de groază, bătaie de joc. Am lucrat 25 de ani în unitatea asta la transportul în comun și acum, ca drept răsplată, stau aici, operată de o lună de zile, ca să stau aici la rând. Ce bătaie de joc ai făcut cu toate astea așa? Cel care nu vine, 3 centri în tot orașul, care nu poate să vină aici, ce face? Rămâne să plătească în continuare. Ne-a dat o premieră acum, n-a dat-o de Paște, a dat-o după Paște. N-am stat la rând la Paște, la nimic, stăm acum la rând la... pentru 3 lei, 5 lei. De o jumătate de oră. Mai rezistați? O, mama mea, de unde? Că sunt și bolnavă. Nu rezist la fric, dar n-avem ce face, că dacă ne-am prins aici, da, merge repede. Ai să fie, să zic, o jumătate de oră. Mai rezistați că e cam fric? Rezistăm, ce să facem, n-avem un control. Ne mai în vârstă suntem obișnuiți să rezistăm. Ai, foarte puțin, pe 3 centre. E aici, la gară și la ei, la sediul lor acolo, la garaj, cum se spune, la ei. Foarte puțin. Sau cel puțin aici, trebuia să fie mai mult, că sunt controlori ăștia care vin în plus pe trasee, se urcă de colo, de colo. Aia putea să stea aici, să completeze, mergea mai repede. Programul de lucru pentru eliberarea abonamentelor este de luni până duminică, inclusiv între orele 8 și 16.